Sunt un om foarte, foarte, foarte sensibil, care a sperat toată viața că o să-și poată osifica un soi de armură, dar nu a reușit niciodată, ceea ce e și un lucru bun, cred, mă gândesc, pentru meserie. Am ales meseria când aveam, cred că vreo 6 ani și am ajuns să o fac când aveam 9, deci iată că 3 ani am stat degeaba. N-a încetat niciodată să fie greu. Lumea îți cuantifică rezultatele sau, mă rog, din afară pare foarte într-un fel, dar din unghiul subiectiv e în continuare foarte greu și e în continuare o luptă, pentru că nu ți-e garantată nicio continuitate. Într-un fel e bine, rămâi deschis, nu te blazezi, nu ți-e oferit, nu știu, un post călduț și hrană constantă. Ești în continuare un animal în sălbăticie care trebuie să vâneze ca să mănânce. Și ăsta e un lucru bun. Îți menține toate simțurile foarte vii și acute. Dintre obiectele pe care le am aici, ăsta cred că e unul dintre cele mai importante. Este o broșă pe care am primit-o la primul meu film de la actorul cu care jucam și de atunci o păstrez cu mine pentru totdeauna. I-a dăruit mamei mele o broșă mare și mie o broșă mică, care e o musculiță grăsuță, e foarte drăguț. Și îl port tot timpul cu mine pentru că a fost primul meu cadou de la un partener de scenă ca actriță. Eu îmi doresc foarte mult ca în rolurile pe care le fac să mă recunosc cât mai puțin, să-mi recunosc de fiecare dată un nou eu. Îmi place să pornesc de la diferențele dintre mine și rol, pentru că mi se pare valoros să creezi un alt om, să creezi un al treilea om, cum îi spun eu. Ce se iscă dintre poveste și tine e o ființă nouă care mi se pare mult mai interesantă pentru publicul larg. Atunci când ai tendința să te repeți ca actor, să te arăți prea mult, mi se pare că devine plictisitor, cel puțin pentru mine, e opțiunea mea personală. Am avut noroc de roluri puternice întotdeauna pentru că probabil inspir eu un anumit tip de personalitate și un anumit tip de forță. Am păcălit foarte mult, înseamnă că nu s-a prins nimeni că sunt un desen animat, de fapt. Dar n-aș putea să le ierarhizez. Evident că sunt roluri care îmi sunt foarte aproape și care m-au ajutat foarte mult și care au locuit cu mine foarte mult. În teatru e Omul cel Bun din Sichuan, care e un soi de exorcizare de fiecare dată, e un soi de terapie pentru mine. Mă bucur atât de tare să joc spectacolul ăla încât sunt în stare și am și făcut-o să iau avioane și să călătoresc 20 de ore doar ca să-l joc 3 ore și după aia să plec înapoi. Matilda din Periferic a fost un alt rol care mi-a adus enorm de mult, iar în momentul în care făceam rolul respectiv nu preconizam deloc că îmi va oferi atât de mult și cred că asta de fapt l-a făcut valoros, când am avut mai puține așteptări. Pe urmă, rolul pe care l-am făcut acum în serialul Emerald City, care va ieși din ianuarie la NBC, e unul dintre rolurile mele preferate. Este scris din scritură, era excelent gândit și multifacetat și versatil. L-au scris cu dragoste, se vede, și atunci, pentru o perioadă foarte lungă, mi-a fost teamă să mă apropii de el, pentru că atunci când ceva e scris cu atâta dragoste, cumva îți ridică standardele foarte sus. După care, în momentul în care am început să-l cunosc, în perioada asta în care fac posincron, de exemplu, și mă reîntorc la personajul ăsta, la accentul lui, la ritmul lui de vorbire, la muzicalitatea pe care o are vocea acestui personaj, e de fiecare dată o bucurie. E un cadou pe care mi-l face viața. Mie plăcându-mi foarte mult meseria mea, plăcându-mi să mă pierd în aceste alte persoane care îmi sunt oferite. Eu nu sunt un om singuratic, sunt un om foarte social, dar în mod real mereu s-a dovedit că încredere poți să ai în foarte puțină lume și să te simți acasă cu foarte puțină lume. Și pentru mine asta e o stare esențială, starea de acasă. Mă simt un om foarte liber
pentru că sunt în, nu știu, domeniul artelor, în aceste domenii liberale. Sunt Ana Ularu, sunt artist de ceva vreme, dar mi-e teamă că e cronic.